Alo. Salut, salut Mircea. Salut, bună seara, vă aud. Hai că ne-am încins rău cu derbiul ăsta aici. În primul rând te întreb dacă te duci la meci diseară. Normal, normal. Normal, nu? Nu lipsești din Giulești. Prezent pe metereze, da. La ce te aștepți, Mircea, diseară? Rapidul e pe val, a început să dea multe goluri. La ce te aștepți diseară? Mă aștept la o victorie a Rapidului. Însă nu va fi ușor, așa cum crede toată lumea, pentru că Dinamo în ultima perioadă a arătat un fotbal frumos. Oricând poate produce o surpriză, însă cred că totuși Rapid pornesc favorit și cu aportul suporterilor vor câștiga în această seară. Da, atmosfera cu siguranță va fi una fantastică. Ce spui de Rahmani, care e în prima impresie pe care ți-a lăsat-o? Două goluri la debut și iată că Dugan zice e accidentat și are șansa Rahmani să înceapă titular diseară. E anunțat titular. Da, îți dai seama, prima impresie a fost una foarte bună, a marcat două goluri. Este foarte greu pentru un atacant la debut să marcheze două goluri într-un campionat pe care nu-l cunoaște. Cred totuși că valoarea lui este una peste media campionatului nostru. Este o alegere foarte bună a Rapidului și sper să îl țină balamale, să marcheze la fiecare meci. Da, arată bine Cozovaru, într-adevăr ne-a impresionat și pe noi. Deja suporterii spun că poate fi vândut pe bani buni, are doar 22, am plinit 23 de ani de fapt, am văzut acum două zile. Cum ți se pare impactul lui Cristiano Bergo de la echipă? Știi foarte bine, îl cunoști bine pe Adi Mutu, ai lucrat cu el, a plecat într-un moment, a lăsat Rapid într-un moment greu practic, după ce a făcut toată pregătirea și transferurile. A venit Bergo de, și așa cum era de așteptat, a fost un recul la echipă pentru că au fost multe schimbări și echipa a fost luată din mers. Era normal, pentru că Bergodi trebuia să-și impună filozofia stilului de joc, să cunoască jucătorii foarte bine. Pe unii dintre ei știa, pe alții nu. A durat ceva timp, însă în momentul de față Rapid arată foarte bine. Și cred că va arăta din ce în ce mai bine. Da, remarcam noi aici că are și bancă, spre deosebire de Dinamo. Rapid în momentul ăsta un lot foarte, foarte puternic. Nu doar un prim 11. Da, eu de multe ori am declarat că suporterii trebuie să aibă răbdare și cu conducerea și cu antrenorul și că lucrurile vor intra pe un făgaș normal, pe un făgaș normal pentru talia Rapidului, pentru o echipă precum Rapid, cu suporteri, cu tradiție. În momentul de față, suporterii Rapidului nu pot decât să te bucure și să încurajeze echipa așa cum știu ei. Da, cu o victorie diseară Rapidul poate urca chiar pe 2, va fi pe podium acolo, sigur, mai se mai joacă meciul etapa asta, avem și FCSB Universitatea Craiova mâine, dar va fi acolo sus. Sincer, crezi că se poate bate la titlu Rapidul în momentul ăsta, anul ăsta? Fii atent, eu de multe ori am declarat chestia asta. Eu prefer un Rapid sănătos, un Rapid care pășește cu pași mici, dar siguri, decât anul acesta să bată la campionat, să-și consume resursele și anul viitor să se bată la retrogradare, eu prefer să facă pași mici, să termine în primele patru și ușor, ușor, anul viitor să se bată la campionat, să se stabilizeze și să investească foarte mult, ceea ce au și făcut în copii și juniori, pentru că asta este baza unei echipe, să ai de unde alege din spate, să nu mai cheltuiești foarte mulți bani pe transferuri, să-ți vină și din spate jucători buni. Vin din spate, Mircea, ești foarte implicat și cu fiii tăi, știi ce se întâmplă și la Rapid și la alte echipe, vin din spate jucători, avem speranțe pentru că am văzut ce am pățit aseară în Europa. Este o discuție mai amplă. Știu. Te aduce aminte că am discutat data trecută când am fost la tine în emisiune despre problemele de la copii și juniori. Mari. Sunt foarte multe, foarte multe probleme, însă cunosc ceea ce se întâmplă la Rapid. Sunt pe un drum bun, au
câțiva jucători de calitate, jucători tineri care vin din spate, însă este foarte important ca antrenorii și patronii să aibă aceeași linie și să înțeleagă că trebuie să le oferi șanse jucătorilor. Da, asta e chestia. E bine, dar dacă nu le dai șanse să joace, uite, îl iau pe Borza și îl bagă direct titular la 17 ani, dar e format de Gică Hagi. Un rapidist încă nu vedem în prima echipă a Rapidului. O să vedem cât de curând. Totuși, Academia Rapidului nu este formată de foarte mult timp. Gică are în spate o grămadă de ani, adică ei au un sistem foarte bine pus la punct. Eu vorbesc de Hagi, are un sistem foarte bine pus la punct, în care toți jucătorii știu ce au de făcut și este foarte ușor să crești în același sistem când joci de mic, practic aceeași formulă, același sistem de joc care joacă și echipa mare. Da, așa e, într-adevăr, ăsta e atul lui Gică Hagi, că are un pic de avans. Un pronostic pentru diseară, Mircea. Câștigă Rapid, sigur. Câștigă Rapid, sigur. Mulțumesc mult de tot, Mircea Bornescu. Distracție plăcută la meci, că te duci ca suporter. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu mult drag, seară plăcută tuturor! Seară bună! Salut, Mircea! Am stat de vorbă cu Mircea Bornescu, un...